Bună dimineața! Bună dimineața! Ați avut toată lumea la mapă, sau prin mail cum s-a transmis, acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Și avem la articolul 1, se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016, inclusiv lista de investiții cu forma anexelor numărul 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Propunere de început, adică sunt 5 pe ordinea de zi. Eu vă propun separat să votăm pentru fiecare articol în parte. Deoarece la primul noi suntem în situația de imobilitate și nu putem să nu votăm la celelalte. Celelalte sunt de acord, fără probleme. Care e imobilitatea noastră? Ne participăm la vot pentru că e pentru școală. Asta e o becherie care s-a mai pus de 10 ori. Dacă avem 10 profesori, e teoretic imposibil, da? Nu mai trece bugetul. Deci, de 26 de ani, niciodată nu s-a făcut lucrul ăsta și s-a votat, dacă vreți, vă aduc un istoric. E o copilărie asta, că profesorii nu votează bugetul. Ce e asta? Dar mai avut discuția asta. Dar băgăm prin gard. Da. În capitolul sunt două de dar teoretic, dacă am avea 10 profesori, înseamnă că Ordența n-ar mai funcționa niciodată, că nu poate vota bugetul niciodată. Că în buget avem banii pentru școli. Și un director sau scuzat de urmă, votează pentru altă școală. Ce incompatibilitate? N-am înțeles bine. Niciun aici, nu s-a pus problema asta. Niciun problema aici. Dar are rost. Dar problema asta are rost. Hai să punem numărul la treabă pentru Ordența. Cine nu vrea, nu votează. Nu e niciun fel de problemă. Eu nu vot. Nu ne participăm. Ne participăm la vot. Se abține cineva? Împotrivă? Nu împotrivă, ne participăm la vot. Avem acum un arbitru prin care se solicită aprobarea unei expertize tehnice și a finanțării aferente în vederea depolării clădirii magazinului de lemne a școlii. Costul estimativ al expertizei tehnice este de circa 18 lei pe metru pătrat, adică 2600 de lei. E vorba de o magazie la școala 5, da, care este în praf și vor să o demoleze. Cine trebuie să... Împotrivă, da. Dar ține cineva? O să continui acum. Ne trebuie neapărat de la minister ca să putem să o demolăm. Și e o nebunie, dar asta este. Să dai bani ca să demolezi. Nu, să ai posibilitatea să o demolezi. Că altfel nu poți să o demolezi chiar dacă e vreo prea. Și mai să cerem un aviz. Avem anul trecut, nu, 2014, am angajat pe doamna avocat Lup. Ne-a adus un succes atunci extraordinar în problema cu Rom Silva. Pentru că Rom Silva a redeschis dosarul, vă solicităm avizul să ne susțină. Să o avem din nou pe doamna Ruth cu avocate. Este specialistă în drept silvic. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc frumos. Școlile. Și datorită, da, datorită dumneavoastră și a Consiliului trecut, în opinia
unei doamne inspector, nu știu cum o cheamă, dar a fost în inspecție săptămâna asta în Orteiuța. Doamna Bericiu, doamna inspector Bericiu. Doamna inspector Bericiu. Am înțeles că e foarte periculoasă ca om, foarte exigentă. E profesionist. O profesionist. Doamna Belciu a ținut neapărat să mă felicite și eu să vă transmit dumneavoastră felicitări pentru felul cum arată școlile din municipiul Orteiuța. Vreau să vă spun că a fost o surpriză foarte frumoasă pentru mine ca cineva din afară să țină neapărat să mă felicit pentru mine și pe dumneavoastră pentru felul cum arată școlile de municipiul Orteiuța. E vorba de toate școlile. Și dacă ați văzut astăzi, avem la rectificare încă o școală. În ultime 3 luni am dat aproape la toate școlile ca să aibă bani pentru ultimele retușuri. Astăzi avem și 1 miliard venit de la Consiliul Județean, cred că ați văzut, pentru Nicolae Bălcescu. Nu sunt mulțumit cu acest miliard, pentru că eu am cerut pentru acea școală 6 miliarde jumate. Special pentru acea școală, pentru că, dacă nu știați, vă spun eu, este liceul cu cei mai mulți copii din tot județul Călăraș. Nu mai sunt. E adevărat că a scăzut un pic numărul elevilor, dar eu știu că încă suntem pe primul loc. Dacă am fost dezinformat de la Călăraș, asta este. Ce să vă spun? În legătură cu școlile, am rugămintea pe 12. Fiecare faceți parte dintr-un consiliu de administrare la una din școli. Vă rog să mergeți la deschiderea anului școlar. Să vadă și domnii directori, corpul profesoral, consiliul local să se ocupă și că le asigurăm inclusiv prezența la deschiderea noului an școlar. În măsura la care puteți participa, vă rog să o faceți. Cam astea am vrut să vă spun. Vă mulțumesc!